Și dacă ați vorbit de Părintele Dumitru Stăniloae și de rosturile, să zic așa, neamului românesc, despre care de-a lungul timpului am vorbit și am scris și eu, pornind de la anumite cuvinte fundamentale ale Părintelui Dumitru Stăniloae. Părintele Dumitru Stăniloae spune că poporul român este format prin creștinare. Pentru că ceea ce a asigurat unitatea lingvistică a poporului român de la Marea Mediterană și până dincolo de Carpați, cum spune Nicolae Iorga, a fost activitatea Sfinților Apostoli, care au propovăduit pe Hristos, au propovăduit creștinismul în aceeași vreme, în secolul I și după aceea, în tot cuprinsul spațiului traco-iliric european. Îl avem pe Sfântul Apostol Andronic, de exemplu, care a fost apostolul Panoniei și care din Crișana și până în Alpi a predicat pe Hristos populațiilor care erau aici, traci și alte populații ilii, le-a vestit pe Hristos, i-a adus la credință pe aceia dintre ei care au vrut să primească pe Hristos. Îl avem pe Sfântul Apostol Pavel, care a predicat și în Iliria, și în Tesalia, și în Macedonia. De fapt, în Macedonia a fost primul loc în care s-a predicat Evanghelia în Europa de către Sfântul Apostol Pavel. Și Părintele Dumitru Stăniloae spune că istoria noastră începe la Filipii, că actul de naștere al poporului român este capitolul 16 din Faptele Apostolilor. Aceste cuvinte sunt ale Părintelui Dumitru Stăniloae. Ori dacă ne raportăm la faptul că Filipii era o colonie romană într-un ținut Trace și că filipenii sunt strămoșii noștri, este de ajuns să mergem la Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, care ca să vedem acolo un cuvânt extraordinar al lui Dumnezeu spus prin Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel spune așa: Cred într-un Dumnezeu că cel care a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt până în ziua venirii lui Hristos. Ceea ce înseamnă că românii au această misiune de la Dumnezeu de a mărturisi pe Hristos până în ziua cea din urmă. Și atunci se înțelege această convingere a Părintelui Dumitru Stăniloae că neamul românesc mai are de mărturisit credința în continuare, pentru că de fapt asta este esența existenței noastre, rostul nostru ca neam.